Dragoste de viață de Jack London Pe mal veneau șontâc, șontâc, coborând la vale, doi oameni, cel care mergea în față se poticnea din când în când în bolovanii colțuroși, presărați pe toată albia râului. Amândoi erau istoviți, abia se mai țineau pe picioare. Pe fețe aveau întipărită resemnarea, resemnarea pe care ți-o dă o suferință grea și îndelungată, Baloturi grele de pături, prinse cu niște curele petrecute pe după frunte, le atârnau în spate. Și amândoi țineau în mâini câte o pușcă. Mergeau încovoiați, cu umerii lăsați în jos, cu capetele întinse înainte, cu privirile în pământ. Ce bine ar fi dacă am avea măcar două din cartușele pe care le-am lăsat în ascunzătoare!" rosti cel care mergea în urmă. Glasul lui era sec, lipsit de expresivitate, și vorbea morocănos. Primul, șonticăind prin torentul lăptos care spumega printre stânci, nici nu catadixi măcar să răspundă. Celălalt venea în urma lui, la un pas distanță. Nu scoseseră răghetele, și apa era rece ca gheața, atât de rece încât le amorțiseră glesnele, labele picioarelor, pe alocuri valurile creșteau, spărgându li se în genunchi. Și tot mergeau așa, clătinându-se și pipăind atent cu piciorul fundul apei, înainte de a face un pas. Călcând pe o piatră lustruită de apă, cel din urmă alunecă și era cât pe ci să cadă, dar întorcându-se din răsputeri, își regăsi echilibrul, nu fără a scoate în același timp un urlet de durere părea amețit, gata să leșine. Se aplecă înainte, nesigur pe picioare, întinzând mâna slobodă de parcă ar fi căutat un sprijin în aer. După ce își regăsi echilibrul, făcu un pas, dar iar se poticni și iar fucât pe aci să cadă. În ciudat rămase locului nemișcat, uitându-se la celălalt, care în tot acest timp nu întorsese niciodată capul. Rămase așa vreme de un minut, ca și când s-ar fi sfătuit cu sine însuși. Apoi strigă. Ei, hey, Bill, mi-am scrântit glezna. Clătindu-se, Bill mergea mai departe prin apa lăptoasă, fără să arunce măcar o privire în jur. Cel care rămăsese în urmă îl vedea cum se depărtează și, cu toate că avea fața împietrită, ochii căpătaseră expresia unui cer brănit. Tot potignindu-se, Bill urcă celălalt mal și își urmă drumul, drept înainte, fără să privească înapoi. Omul care rămăsese în torent nu slăbea din ochi. Buzele îi tremurau puțin, făcând să freamăte mărăcinișul de țepi negri care le acoperea. De câteva ori scoase limba ca să le mai umezească. Bill! El. Bill!" Era chemarea deznădăjduită a unui om puternic aflat în strâmtorare, dar Bill nu întoarse capul. Celălalt îl privea cum se depărtează șchiopătând și clătinându-se, dar urcând totuși povărnișul domol, spre coama lină a colinei joase care mărginea orizontul. Îl urmări până ce trecu peste culme și dispăru. Apoi se întoarse și își rotie ochii încet peste crâmpeiul de lume care îi mai rămăsese acum, după plecarea lui Bill. Aproape de orizont, soarele se ițea tulbure, înghițit de valuri masive și dense, de aburi și de neguri. Mutând întreaga greutate pe piciorul teafăr, omul scoase ceasul. Era ora 4 și gândindu-se că era spre sfârșitul lui Iulie sau în jurul lui 1 august, nu știa data precisă, ci doar cu o aproximație de o săptămână sau două, socotică soarele se află la nord-vest. Întorcându-și privirea spre sud, se gândi că undeva, dincolo de aceste dealuri întunecate, trebuie să se întindă marele lac al ursului. Și că tot pe acolo, de-a curmezișul pustietăților canadiene, trebuie să treacă și cercul polar. Torentul în care stătea acum era, fără îndoială, un afluent al râului Coppermine, care curgea spre miază noapte și se vărsa prin golful în coronării în oceanul Arctic. Nu fusese niciodată acolo, dar îl văzuse odată pe o hartă a societății golfului Hudson. Își mai aruncă odată ochii în jur. Nu era deloc o priveliște încurajatoare. Ori încotro te-ai fi uitat, nu vedeai decât linia joasă a orizontului. Dealurile erau pitice, nici urmă de copaci, de tufe sau măcar de ierburi, pretutindeni o pustietate copleșitoare, cumplită, care îi umplea sufletul de groază. Bill!" murmură el. Apoi, încă o dată, Bel! Și stând așa în mijlocul torentului acela lăptos, spatele îi se încovoie, strivit parcă de calmul înfricoșător al nesfârșitelor întinderi. Începu să tremure ca scutura de friguri, până ce pușca îi scăpă din mână și căzu în apă. Plescăitul îl trezi brusc. Începu să se lupte cu spaima și își veni în fire, căutând înfrigurat prin apă Până își regătit pușca. Apoi, ridicând mai sus balotul și așezându-l pe umărul stâng pentru ca piciorul rănit să fie eliberat de povară, o porni spre mal, încet și cu luarea minte, schimonosindu-se de durere la fiecare pas. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu se opri nicio clipă o de vecină cu nebunia, fără să-i pese de durere, o apucă în sus pe povărniș, spre culmea colinei după care a dispăruse tovarășul lui. Era și mai grotesc și mai caragios decât celălalt, cu mersul lui șchiop poticnit. Odată ajuns în vârful colinei, în fața ochilor îi se desfășură o vale pustie, lipsită de orice urmă de viață. Spai mal năpădi iarăși, o birui însă își ridică și mai sus balotul pe umărul stâng și coborâ povârnișul. Fundul văi mustea de apă ca un burete. O pânză deasă de mușchi ținea apa la suprafață. La fiece pas, apa țâșnea de sub picioarele lui și de câte ori ridica bocancul, auzea plescăitul surd al mușchiului jilav care rezista sub călcătura grea luându-se după urmele pașilor celuilalt, se târâ așa din mușchi în mușchi sau de-a lungul și de-a curmezișul lespezilor stâncoase care se ridicau ca niște insulițe în marea de mușchi. Deși singur, nu se simțea pierdut. Știa că puțin mai departe se află un loc unde molifți și brazi pitici, piperniciți, străjuiesc malul micului lac Ticincilii, în graiul băștinașilor asta înseamnă ținutul bețigașelor. Și în locul acela se vărsa un pârâiaș limpede, nu ca torentul acesta. Pe malul acelui pârâiaș creștea iarbă. Își aducea bine aminte de asta, dar copaci nu erau. Va merge așa pe mal până la confluența lui cu un alt pârâu, al cărui nume de asemenea nu cunoaște. Apoi va porni și mai departe, peste răspântia aceasta de ape, până la un al treilea pârâu, care curgea spre apus, și va merge de-a lungul lui până la vărsarea lui în râul Deis. Și acolo va găsi o ascunzătoare sub o luntre răsturnată și acoperită cu mulți bolovani. În ascunzătoarea aceea va găsi muniții pentru pușca lui goală, cârlige de undiță, sfoară și o plasă mică, toate cele trebuitoare pentru a ucide sau a prinde în capcană vânatul. Va mai găsi de asemenea și puțină făină, slănină, ceva fasole. Bill îl aștepta acolo și va porni amândoi cu barca pe râul Dis în jos, spre sud, până la marele lac al ursului. Apoi vor merge pe lacul acesta mereu spre sud, până ce vor ajunge la Mackenzie. Și în vreme ce iarna va goni în zadar pe urmele lor, în vreme ce gheața va fereca bulboanele, iar zilele vor deveni reci și mohorâte, ei vor înainta așa spre sud, mereu spre sud, spre vreun adăpost călduros al societății golfului Hudson, unde pădurea crește înaltă și darnică și unde vor găsi mâncare din belșug. Gândurile acestea îl frământau pe cel care rămăsese în urmă, în vreme ce se căznea să înainteze, și se căznea nu numai cu trupul, ci și cu mintea, încercând să creadă că Bill nu-l părăsise și că-l va aștepta la ascunzătoare. Trebuia să creadă asta, al minteri, ce rost ar fi avut să se chinuiască mai departe? S-ar fi lungit la pământ și ar fi așteptat să moară. Și în timp ce globul cețos al soarelui se scufunda încet către nord-vest, el străbătea în gândul lui, de nenumărate ori și pas cu pas, drumul spre sud, pe care avea să-l facă împreună cu Bill, pentru a fugi din calea iernii apropiate. Nu se mai sătura gândindu-se la proviziile din ascunzătoare și la mâncarea care l-aștepta la postul societății golfului Hudson. De două zile nu pusese nimic în gură, iar pe săturate nici el nu-și mai aducea aminte de când nu mâncase. Din când în când se apleca să culeagă boabe străvezii de mușchi, le băga în gură, le mesteca și le înghițea. O boabă de mușchi e un fel de grăuncior de sămânță, plin cu apă. În gură, boaba se topea, lăsându-i un gust amar, sălciu. Omul știa că boabele astea nu sunt deloc rănitoare, dar le muzolea răbdător cu o speranță dementă care sfida experiența. Pe la orele nouă se poticni de o piatră cu degetul mare de la picior și, din slăbiciune și oboseală, căzu fără vlagă. Zăcu așa pe o rână câtva timp, fără să se miște. Apoi desfăcu curelele balotului și, cu mișcări stângace, izbuti să se ridice. Nu era încă întuneric. În lumina șovăitoare a murgului, începu să bâșbuie printre stânci, căutând bucăți de mușchi uscat. După ce culese o grămăjoară, aprinse un foc. Un foc mocnit, fumegos, pe care puse la fiert o cană de apă. Desfăcu balotul și prima lui grijă fusă-și numere chibriturile. Erau 67. Le numără de trei ori ca să fie sigur. Le înveli în câteva grămăjoare, învelindu-le în hârtie gudronată. Puse una din ele în punga lui de tutun, goală, alta în căptușa la căciulii boțite și o a treia grămăjoară sub cămașă, la piept. Numai decât, după aceea, cuprins de panică, le dezveli pe toate și le numără din nou erau tot 67. Își uscă la foc încălțămintea umedă. Mocasinii se udaseră cu totul și erau ferfeniță. Obielele făcute dintr-o pătură erau rupte, iar picioarele îi erau jupuite și sângerau. Își pipăi glezna umflată aproape cât genunchiul și care zvâcnea. Rupse o fâșie lungă dintr-o pătură și își legă cu ea strâns glezna. Mai rupse apoi și alte fâșii cu care își înfășură picioarele ca să-i țină loc de o potrivă de mocasin și de obiele. După aceea bău din cana cu apă fierbinte. <tri> își întoarse ceasul și se ghemui sub pături. Dormi așa câtva timp, fără să simtă nimic. Noaptea veni repede și tot atât de repede se și spulveră. Soarele răsări la nord-est, sau mai bine zis, într-acolo se arătă o geană tulbure de lumină, pentru că soarele era ascuns de nor cenușii. La ora șase se deșteptă. Privi în sus la cerul cenușiu și își dădu seama că e foame. Ridicându-se în coate, auzi uimit o răsuflare zgomotoasă și văzu un ren care îl privea cu o curiozitate ațâțată. Animalul se afla la o distanță mai mică de 50 de pași și, în clipa aceea, în mintea omului răsări imaginea și aroma unei ciosvârte de ren sfârâind pe foc. Apucă mașinal cușca cu goală și apăsă pe trăgaci. Dar renul fugi mugind și copitele îi se mai auziră câtva timp tropăind pe albia presărată cu bolovani. Omul trase în jurătură și aruncă cât colo pușca goală. Când încercă să se ridice în picioare, scoase un geamăt de durere. Trebuia să se miște cu multă grijă. Încheieturile erau ca niște balamale ruginite. Abia se mișcau, trosnind, și ca să-și îndoaie, să-și întindă o mână, trebuia să facă un efort uriaș de voință. În cele din urmă se ridică în picioare. Îi trebuie încă un minut ca să-și îndrepte spinarea și să stea drept, cum îi se cuvine unui om să stea. Cu multă greutate se târâ până în vârful unei movilițe, de unde cercetă cu băgare de seamă împrejurimile nu se vedeau nici copaci, nici tufișuri, numai o mare sură de mușchi, rareori ori întreruptă de stânci sure, băltoace sure, pârâiașe sure și peste toate bolta tot sură a cerului. Nu se vedea nicio rază de soare. Habar n-avea unde se află nordul și nu-și dădea seama din ce parte venise cu o noapte în urmă. Dar nu era pierdut, știa asta. În curând va ajunge în ținutul bețigașelor. Simțea că ținutul acesta trebuie să fie undeva, nu departe, spre stânga, poate că după prima colină. Se întoarse ca să-și pregătească balotul pentru drum. Se asigură de existența celor trei grămăjoare de chibrituri, fără să le mai numere. Dar văzând uștașca netedă din piele de elan, șovăi. Nu era prea mare. Cu palmele o acoperea toată. Știa cât cântărește. 15 livre, cât tot restul balotului. Era nehotărât. În cele din urmă o puse deoparte și continuă să-și lege balotul. Se opri și aruncă o privire spre tașcă. O apucă în grabă, uitându-se cu frică în jur, ca și cum i-ar fi fost teamă să nu-i răpească pustietatea. Ridicându-se în sfârșit în picioare, puse tașca în balot și o porni iarăși la drum. O apucă spre stânga, oprindu-se din când în când să mănânce boabe de mușchi. Glezna îi acum și căpăta și mai mult, dar durerea pe care o simțea nu însemna nimic pe lângă suferința ce o provoca foamea. Junghiurile foamei erau cumplite îl chinuiau fără încetare, făcându-l să nu se mai poată gândi la drumul pe care trebuia să-l urmeze ca să ajungă în ținutul bețigașelor. Babele de mușchi pe care le înghițea nu-i alinau chinul și pe deasupra îi pișcau limba și cerul gurii, dându-i o neplăcută senzație de usturime. Ajunse într-o vâlcea, unde dădu de niște păsări pe nume Ptarmigani. Păsările se ridicau dintre stânci și dintre tufele de mușchi, fâlfâind din aripi și crâind. Începu să arunce cu pietre după ele, dar nu nimeri niciuna. Atunci, lepădându-și balotul, se ghemui la pământ, ca pisicile când pândesc vrăbii. Pietrele colțuroase îi sfâșiau pantalonii, sângerându-i genunchii dar chinurile pe care le pricinuia foamea erau atât de mari încât nici nu mai simțea rănile. Se târâ pe mușchiul jilav, fără să-i pese că hainele îi se udau, cu trupul înghețat ca un sloi. Era atât de hămesit încât nu-și mai dădea seama de nimic. Și ptarmiganii se ridicau mereu în fața lui, crăind și bătându-și parcă joc de el. De necaz începu să înjure și să le îngâne cărăitul și deodată dădu peste o pasăre care dormea pe semne. Nu o văzuse până ce nu-i fâlfâise în față, țâșnind din cuibul ei pitic între stânci. dădu o în hațe cu un gest tot atât de brusc ca și zborul tarmiganului, dar rămase în mână cu trei pene din coada lui. Privind-o cum zboară, simți că o urăște ca și cum pasărea i-ar fi făcut cel mai mare rău. Apoi se întoarse și își puse iar pe umer balotul. Străbătu așa voi și văioage. Vânatul era din ce în ce mai numeros. O ceată de reini, vreo douăzeci la număr, trecu pe lângă el chinuitor de aproape, în bătaia puștii. Îl cuprinse o dorință nebună să alerge după ei, convins că îi poate ajunge din fugă. O vulpe neagră venea spre el, ținând în bot un tarmigan. Omul scoase un urlet, un urlet înfricoșător, dar vulpea se îndepărtă speriată, fără să dea drumul prăzii. Târziu, după amiază, ajuns la un pâriaș cu apă calcaroasă, care trecea printre maluri smălțate, cu petice de iarbă țepoasă. Smulgând din rădăcină zmocurile de iarbă, dădu peste ceva care aducea cu o ceapă tânără, era fragedă și dinții se înfipseră în ea cu un pârâit care făgăduia o hrană aleasă. Dar fibrele cepii, alcătuite din fire ațoase, îmbibate de apă, erau tari ca și boabele de mușchi și lipsite de substanță nutritivă. Lăsând jos balotul, începu să se târască pe brânci prin iarbă, păscând ca o bovină, era istovit și, din ce în ce mai des, îi venea să se oprească și să se odihnească, să se culce, să doarmă. Dar ceva îl împingea înainte, fără încetare, nu atât dorința de a ajunge în ținutul bețigașelor, cât foamea cerceta cu atenție ochiurile de apă, în speranța că va găsi broaște și scormonea țărâna cu unghiile, doar, doar va găsi viermi, deși știa că nici broaștele și nici viermi nu pot viețui într-o regiune atât de nordică. Se uită în fiece ochi de apă, până ce, în cele din urmă, către amurg, descoperi într tronul un pește singuratic, nu mai mare decât un chitic, își cufundă repede brațul până la umăr, dar peștișorul îi scăpă printre degete. Atunci își băgă în mândou mâinile și începu să răscolească mâlul tulbure de pe fund. Era atât de ațățat încât căzu în apă, udându-se până la brâu. Dar apa era acum prea tulbure ca să mai poată vedea peștișorul, așa încât trebuie să aștepte până ce apa se limpezi. Și iar reîncepu urmărirea dar apa se tulbură din nou. Nu mai avea răbdare să aștepte. Dezlegă găleata de cositor și începu să scoată apa cu atâta furie că se stropi tot, iar apa, aruncată prea aproape, se scurse înapoi în groapă. Apoi începu să lucreze cu mai multă grijă, străduindu-se să fie calm, cu toate că inima îi puternic și mâinile îi tremurau. După o jumătate de oră, groapa era aproape secată. Nu mai rămăsese în ea nici cât o cană de apă, dar peștișorul dispăruse. Și deodată găsi o crăpătură ascunsă printre pietre. Aha, pe acolo scăpase, răzbind într-o băltoacă alăturată mai mare decât prima și pe care n-ar fi putut să o golească nici până a doua zi. E, să fi știu de crăpătură, ar fi putut să o astupe cu un bolovan și atunci peștele ar fi fost al lui. Zgribulit și în culmea deznădejdii se lăsă pe pământul jilav, scâncind, apoi începu să plângă tare, ca să-l audă pustietatea necruțătoare care îl înconjura și vreme îndelungată trupului fus gâlțăit de suspine adânci, când își veni puțin în fire, aprinse focul și bău apă fiartă ca să se mai încălzească. După aceea se culcă, la fel ca și noaptea trecută, pe o lespede de piatră. Ultima lui grijă fu să se încredințeze că chibriturile sunt uscate și să-și întoarcă ceasul. Păturile erau umede și lipicioase, iar glezna izvâgnea dureros. Dar el nu știa decât că e foame și, în somnul lui agitat, visă o spețe și banchete la care se serveau cele mai felurite bucate. Se trezi înghețat și bolnav. Soarele nu se zărea. Cenușiul cerului și al pământului se accentuase. Devenise mai întunecat, mai adânc, iar un vânt tăios început să viscolească, acoperind cu zăpadă culmile dealurilor. În timp ce făcea focul și punea din nou apă la fiert, o negură groasă se lăsă în preajmă. Cădea la cu fulgi mari și jilavi, care se topeau de cum atingeau pământul, dar cădeau așa de des că până la urmă acoperiră pământul, stinsără focul și stricară până și provizia de mușchi uscat. Ăsta era un avertisment. Trebuia numai decât să-și lege balotul, să-l ia în spinare și să pornească înainte, oriunde. Nu-i mai păsa de ținutul bețigașelor, nici de bil și nici de ascunzătoarea de sub luntrea răsturnată de pe malul râului Dis. Verbul a mânca pusese stăpânire pe toată ființa lui. Era nebunit de foame. Nu-i păsa pe ce drum merge, atâta timp cât drumul acesta îl ducea prin albia acoperită de vegetație călcând prin zăpada moale, căuta boabe apoase de mușchi și zmulgea iarba din rădăcină. Dar iarba era searbădă și nu-i potolea foamea. Într-un loc găsi niște buruieni cu gust acrișor. Dar nu-și putea stâmpăra foamea cu ele, pentru că era o buruiană târătoare, ascunsă bine în zăpada groasă de câteva degete. În noaptea aceea nu a avut parte nici de foc, nici de apă caldă. Se ghemui tremurând sub pătură, să-și doarmă somnul zbuciumat de om chinuit de foame. Între timp, ninsoarea se transformase într-o ploaie rece. Simțind picăturile ploii, se deșteptă de nenumărate ori. Veni și ziua, o zi cenușie, fără soare. Ploaia încetase și parcă nici foame nu-i mai era. Sensibilitatea îi se tocise. Nu-l mai urmărea gândul că trebuie să mănânce. Simțea numai o durere surdă în stomac, dar nu-l mai chinuia atât de mult ca înainte. Acum parcă și mintea îi se mai limpezise. Din nou început să se gândească în frigurat la ținutul bețigașelor și la ascunzătoarea de lângă râul Dis. Rupând fâșii din rămășițele uneia dintre pături, își bandajă picioarele sângerânde, glezna umflată, și se pregăti pentru o zi de drum. Când trebui să-și încarce balotul, zăbovi îndelunga lunga tașcăi din piele de elan, dar până la urmă o locu el. Ploaia topise zăpada și numai creștetul dealurilor mai era alb. Soarele se ivise în sfârșit iarăși, așa că acum putea să se orienteze. Da, se rătăcise de-a binelea. În peregrinările lui din zilele trecute o apucase prea mult spre stânga. Acum o lua la dreapta, ca să corecteze eventuala abatere de la drumul cel bun. Cu toate că chinurile foamei nu mai erau atât de ascuțite, se simțea stors de puteri. Din ce în ce mai des se oprea să se odihnească și să culeagă boabe de mușchi și fire de iarbă. Limba îi se umflase, îi se uscase și parcă ar fi fost acoperită cu firicele fine de păr. În gură simțea un gust amar și, pe lângă toate, începuse să-l mai supere și inima. Mergea ce mergea și, deodată, inima îl înțepa, îl înțepa nemiloasă apoi începea să-i tare într-o dureroasă năvală de bătăi care îl făceau să se năbușe, amețindu-l ca într-un fel de leșin. Pe la amiază găsi doi peștișori într-o băltoacă ceva mai mare. Era cu neputință să o sece, dar de data asta, fiind mai calm, izbuti să-i prindă în găleată. Nu erau mai lungi decât degetul cel mic, dar nici lui nu mai era chiar atât de foame. Durerea surdă pe care o simțea în stomac se mai potolise, ca și cum stomacul ar fi amorțit. Mâncă pești cruzi, mestecându-i încet, cu grijă. Acum când mâncatul devenise un act pur rațional. Nu mai avea deloc poftă de mâncare, dar știa că trebuie să mănânce ca să trăiască. Seara prinse încă trei peștișori mâncă doi dintre ei, iar pe al treilea îl puse deoparte, pentru a doua zi dimineață. Ici colo, soarele zbicise petice mici de mușchi, astfel încât putu să facă focul și să bea o cană de apă fierbinte. În ziua aceea nu străbătuse mai mult de zece mile. A doua zi, mergând atât cât îi îngăduia inima, nu făcu mai mult de cinci mile. Stomacul nu-l mai chinuia deloc amorțise cu totul. Acum se afla într-un ținut ciudat. Reini se înmulțiseră, ca și lupi. Uneori urletele lor răsunau deasupra pustietății și odată văzut trei lupi fugind chiar prin fața lui. Încă o noapte. A doua zi dimineață simți mintea mai limpede. Desfăcut cu relușa care lega tașca din piele de elan. Din gura deschisă a tașcăi se scurse un șuvoi galben de pulbere și bulgări de aur. Împărțind două aurul, înfășură jumătate într-o bucată de pătură și o ascunse sub o piatră, iar cealaltă jumătate o puse la loc în sac. Rupse fâșii din singura pătură cei mai rămăsese și-și înfășură picioarele. Pușca și-o mai păstră, gândindu-se că în ascunzătoarea aceea de lângă râul Dis se aflau cartușe. Era o zi cu ceață. Foamea se trezise din nou în el. Era slăbit din calea afară și chinuit de o amețeală care uneori îl făcea să nu mai vadă nimic. Nu rare ori se întâmpla să se poticnească și să cadă. Odată căzut drept peste un cuib de ptarmigani. Erau acolo patru puișori proaspăt ieșiți din găoace. Să tot fi avut -o, o zi, mici fărâme de viață palpitândă, nu mai mari decât un dumicat. Îi mâncă cu lăcomie, azvârlindu-i de vii în gură și ronțăindu-i ca pe niște coși de ouă. Pasărea mamă se rotea în jurul lui, făcând un tărăboi nemaipomenit. Folosind pușca drept ciomag, încercă să o lovească, dar pasărea se feri. Aruncă după ea pietre. Izbuti să-i râpă o aripă și începu să alerge după ea, dar pasărea fugi mai departe, târând și aripa zdrobită. Puișorii nu făcuseră decât să-i atâțe pofta. Alerga șchiopătând, abia târându-și piciorul cu glezna rănită, a cu pietre și scotea din când în când țipete răgușite alteori alerga în tăcere, ridicându-se cu răbdare și obidă când cădea sau frecându-și ochii cu palma când, amețit, era gata-gata să se prăbușească. Tot urmărind pasărea așa, ajunse într-o vale mlăștinoasă, unde dădu de urme de pași pe mușchiul jilav. Nu erau ale lui, era limpede. Trebuie să fi fost pașii lui Bill, dar nu se putea opri, pentru că ptarmiganul mamă alerga mai departe. Întâi să o prindă și apoi o să se întoarcă și o să cerceteze. Pasărea abia mai putea să se miște, dar și el era istovit. Ptarmiganul mamă zăcea pe o rână, gâfâind. Omul zăcea și el pe o rână, gâfâind, la vreo zece pași mai încolo, nefiind în stare să se târască până la ea. Când omul își reveni, își reveni și pasărea, zburând tocmai când mâna lui lacomă se întindea să o apuce. Urmărirea reîncepu, dar curând se lăsă noaptea și pasărea scăpă. Rupt de oboseală și apăsat de greutatea balotului, omul se prăbuși cu fața la pământ, julindu-și în cădere obrazul. Vreme îndelungată, rămase așa nemișcat, apoi se răsuci pe o rână, își întoarse ceasul și zăcu acolo până dimineața. Încă o zi cu ceață. Jumătate din ultima lui pătură se dusese, transformată în bandaje pentru picioare. Nu izbutise să dea de urmele lui Bill, dar n-avea nicio importanță. foamea al mâna tiranic înainte. Se întreba totuși dacă Bill se rătăcise către amiază, povara balotului deveni de nesuportat. Din nou împărți aurul, de data asta risipind pur și simplu pe pământ jumătate din el. În cursul după amiezii aruncă restul, așa că nu-i rămase decât o jumătate de pătură, găleata de cositor și pușca. O nălucire începu să-l tulbure, I se părea că mai are un cartuș în magazia puștii și că nu-l observase. Pe de altă parte, știa prea bine că pușca era goală, dar nălucirea stăruia. Luptă împotriva ei ore întregi, apoi, deschizând pușca, văzu că e goală. Dezamăgirea-i foa mară, de parcă s-ar fi așteptat să găsească într-adevăr cartușul. După o jumătate de oră de mers, nălucirea îi reveni. Iarăși începu să lupte împotriva ei, dar zadarnic. Până la urmă, ca să scape de ea, deschise din nou pușca. Uneori gândurile o luau razna și atunci mergeau înainte, ca un automat, în vreme ce închipuiri și vedenii ciudate îi rodeau creierul ca niște vieri. Dar aceste evadări din realitate erau de scurtă durată pentru că junghiurile foamei îl chemau în truna și dureros înapoi la realitate. Odată, o vedenie cumplită, care îl făcu aproape să leșine, îl zmulțe brusc din toropeala cel cu prinsese. Zăpăcit se clătină pe picioare, bălăbânindu-se ca un om beat ca să nu cadă. În fața lui stătea un cal. Un cal! Nu-și putea crede ochilor. Privirile erau acoperite de o pâclă deasă, sfâșiată aici colo de puncte scânteietoare de lumină. Își frecă ochii cu furie ca să-și limpezească vederea. Și zării nu un cal, ci un urs, o namilă de urs brun. Fiară îl privea curioasă, mormăind, gata de luptă. Fără să se gândească, omul duse pe jumătate pușca la umăr, dar numai decât o coborâ și scoase pumnalul de vânătoare din teaca ghintuită pe care o purta la șold. În fața lui era carne, era viață, își plimbă degetul de-a lungul tăișului, era ascuțit. Bine ascuțit era și vârful. Se va arunca asupra ursului și îl va omorâ. Dar inima a început să-i bată cu putere, în semn de avertisment. Mai, mai să-i sară din piept. Cercuri de fier parcă îi strângeau capul, iar pe creier îi se lăsase o ceață grea. Un alt val de spaimă îi tăie curajul, curajul lui deznădăjduit. Ce o să se întâmple dacă fiara o să-l atace în halul de slăbiciune în care se afla? Își îndreptă spinarea într-o încordare supremă, înfruntând ursul cu mâna încleștată pe pumnal. Întărătat, ursul înaintă greoi câțiva pași, se ridică în picioare și slobozi un mormăit. Așa, mai mult ca să-și încerce adversarul. Dacă omul va da să fugă, se va lupta cu el. Dar omul nu fugi. Era însuflețit de curajul pe care ți-l dă spaima, mormăi și el, fioros, înfricoșător, dând glas paime care e rudă bună cu viața și zace încolăcită în rădăcinile cele mai adânci ale vieții. Ursul se dădu înapoi, mormăind amenințător, uluit și el de făptura aceea nemai văzută care cuteza să stea împotrivă. Dar omul nu făcu nicio mișcare, rămase neclintit, ca o statuie. Până ce primește a trecu și, atunci se prăbuși tremurând pe mușchiul jilav. Redobândindu-stăpânirea de Sine, porni mai departe, copleșit de un simțământ nou. Nu l mai stăpânea teama că va muri încetul cu încetul de foame, ci spaima fără margini că va muri violent, înainte ca foamea să fi stins în el ultima fărâmă a dorinței de a supraviețui lupii începuseră să-l îngrijoreze. Urletele lor prelungi umpleau pustietatea, urzind în aer o rețea amenințătoare, care era atât de palpabilă încât, la un moment dat, ridică brațele în aer, încercând să rupă, să scape de ea, ca și cum peste trupul lui s-ar fi prăbușit, zmulsă de vânt, pânza unui cort uriaș. Când și când, Lupii, în grupuri de câte doi și trei, treceau prin fața lui. Nu erau prea numeroși și apoi îi vânau reini care nu se împotrivesc, în vreme ce această făptură ciudată care umbla în două picioare ar fi putut să zgârie și să muște. Târziu, după amiază, dădu peste niște oase împrăștiate, rămășițele unei ospăț lupesc. Aceste rămășițe fuseseră cu o oră înainte un ren tânăr care boncăluia și se zbenguia plin de viață. Privi oasele. Erau fără pic de carne pe ele și păreau lustruite, încă trandafiride, substanța vitală care nu murise în ele cu totul. S-ar putea oare ca și el să ajungă așa, încă înainte de a se sfârși ziua? Oare asta e viața, ceva zadarnic și trecător? Numai viața te face să suferi. În moarte nu-i nicio suferință. Să mori înseamnă să dormi. Moartea e sfârșitul, odihna. Atunci, de ce se împotrivește morții? Dar nu filozofăm mult se trânti pe covorul de mușchi cu un os în gură, sorbind rămășițele de viață care stăruiau în părțile trandafirii ale osului. Gustul dulce de carne, firav și părelnic ca o amintire, îl scotea din minți. Strângând osul între fălci, începu să-l ronțe încet și metodic. Uneori se spărgea osul, alteori dinții lui, apoi strivi ciolanele între două pietre, le pisă până ajunse ca o pastă și le înghiți. În zorul lui își lovise și degetele, dar găsise răga să se minuneze că degetele nu-l dor prea tare când le atinge cu piatra. Urmară zile înfricoșătoare, cu ninsoare și ploi. Nu mai știa nici când făcea popas, nici când pornea mai departe. Umbla și noaptea și ziua, se odihnea oriunde cădea, apoi se tura mai departe, ori de câte ori viața care se stingea în el apuca să mai pâlpâie ca o flacă răvie. Omul nu se mai zbătea, dar viața din el, care nu voia să moară, îl mâna înainte, nu simțea nicio durere. Nervii se tociseră, amorțiseră parcă, iar mintea îi era bântuită de vedenii fantastice și de visuri încântătoare. Nu se mai sătura, sugând și mestecând oasele pisate ale puiului de ren, ale cărui firimituri le culese și le luase cu el. Nu mai căuta să taie drumul, ci mergea mașinal de-a lungul unui râu care curgea printr-o vale largă și puțin adâncă. Nu vedea nici râul, nici valea. Nu vedea decât năluci, Sufletul și trupul umblau sau se târau unul alături de celălalt, dar cu toate astea, despărțite, atât de firavă era legătura cele unea. Odată se trezi cu mintea limpede, culcat pe spate, pe o lespede de piatră. Soarele strălucea puternic, de departe auzea boncăluitul puiilor de ren. Dar nu știa dacă fusese bătut de furtună vreme de două zile sau două săptămâni. Câtva vreme zăcu nemișcat, lăsându-se dezmierdat de razele soarelui strălucitor, care îi umplea de căldură trupul chinuit. Minunată zi, gândi el. Poate că va izbuti să-și dea seama unde se află. Cu o sforțare dureroasă se răsuci pe o coastă, la picioarele lui curgea un râu lat și leneș. Nu-l mai văzuse niciodată și, nedumerit, îi urmări alene curgerea domoală. Meandrele largi pe care le făcea printre dealurile mohorâte și pleșuve, mai mohorâte, mai pleșuve și mai scunde decât dealurile printre care trecuse până atunci. Urmări, liniștit, nepăsător, cursul ciudatului și voi, până spre linia orizontului și îl văzu cum se varsă într-o mare strălucitoare. Rămase totuși netulburat. E ceva neobișnuit, gândi el. O vedenie sau un miraj? Mai degrabă o vedenie, o plăzmuire a minții lui răvășite. Părerea aceasta e fu întărită când zări un vapor ancorat în mijlocul mării strălucitoare. Închise ochii o clipă, apoi îi deschise. Ciudat, vedenia stăruia, și totuși nu era nimic ciudat. Știa că în inima acestei pustietăți nu puteau exista nici mări, nici vapoare, după cum era pe deplin convins că în pușca lui goală nu se mai afla niciun cartuș. Deodată auzind spatele lui un fornăit ceva ca o răsuflare sau ca o tuse pe jumătate înnăbușită. Foarte încet, slăbit din calea afară și înțepenit cum era, se răsuci pe partea cealaltă. Nu văzu nimic în preajma lui, dar așteptă răbdător. Din nou auzi răsuflarea și tusea. Încordându-și privirea, zări la o mică distanță între două stânci colțuroase, capul sur al unui lup urechile lui ascuțite nu erau ciulite ca la lupii pe care i-văzuse până atunci ochii erau tulburi și injectați iar capul părea că e atârnă moale cu expresie de deznădejde fiara clipea des în lumina soarelui părea bolnavă în timp ce o privea ea horcăi și tușii încă o dată Asta nu mai poate fi o simplă părere, gândi el, și se răsuci pe partea cealaltă ca să poată vedea realitatea lumii pe care vedenia i-o ascunsese adineauri. Dar marea strălucea și acum în depărtare, iar vaporul se vedea clar. Era oare a Ievea? Stătu vreme îndelungată cu ochii închiși, pradă gândurilor. Încet, încet se dumirii, Mersese spre nord, îndepărtându-se de râul Dis și înaintând în valea Cupermine. Râul acesta larg și leneș era Cupermain. Marea aceea strălucitoare era oceanul Arctic. Vasul acela era o balenieră rătăcită la est de gurile fluviului Mackenzie și ancorase acum în golful încoronării. Își aminti de harta societății golfului Hudson, pe care o văzuse de mult și totul îi se limpezi în minte. Se ridică și își îndreptă atenția asupra treburilor imediate. Învelitoarele făcute din pături erau cu totul roase, iar picioarele îi ajunseseră acum două bucăți în forme de carne. Ultima lui pătură se dusese. Pușca și cuțitul le lăsase undeva în drum, își pierduse undeva și căciula cu grămăjoarea de chibrituri în căptușală, dar chibriturile ce le ținea în sân erau întregi și uscate, învelite în hârtie gudronată, ca și cele din punga lui de tutun. Se uită la ceas. Arăta ora 11 și continua să funcționeze, fără îndoială că îl întorsese în tot timpul acesta. Era calm și lucid. Deși slăit de puteri, nu încerca nicio durere. Nu era foame, nici măcar gândul mâncării nu-l mai atrăgea și tot ce făcea, făcea din rațiune. Sfâșie craci pantalonilor până la genunchi și își înfășură picioarele. Nu știa cum de reușise să-și păstreze găleata de cositor. Se gândi să-și încălzească puțină apă înainte de a începe călătoria spre vas, pe care o prevedea îngrozitoare. Mișcările erau încete, tremura tot, când vrut să pornească să culeagă mușchiul scat, văzu că nu se poate ridica pe picioare. Încercă de câteva ori, apoi se mulțumi să se târască pe brânci. La un moment dat se târâ până aproape de lupul bolnav. Fiara se trase înapoi, lingându-și botul cu o limbă care părea că nu are destulă tărie ca să se îndoaie. Omul băgă de seamă că limba nu avea roșața obișnuită a sănătății. Era de un galben închis și părea acoperită de o mucoasă aspră și pe jumătate uscată. După ce bău o cană de apă fierbinte, omul constată că poate să se țină pe picioare și chiar să umble, atât cât e de presupus că poate umbla un muribund. Trebuia să se oprească la fiecare pas. Pașii erau nesiguri, șovăielnici, la fel cu cei ai lupului care se ținea după el în noaptea aceea, când întunericul pogorâ peste întinsul mării strălucitoare, își dădu seama că nu se apropiase de ea nici cu patru mile. Toată noaptea auzi tusea lupului bolnav și din când în când mugetele renilor. În jurul lui era viață, viață puternică, vie și sănătoasă. Își dădu seama că lupul bolnav se târa după el în speranța că el va muri cel din tâi. A doua zi dimineață, deschizând ochii, îl văzu iar cum îl privește cu ochii lacomi, hămesiți. Stătea ghemuit cu coada între picioare, ca un biet câine de pripas, tremurând în vântul rece al dimineții și strâmbându-se jalnic, ori de câte ori omul îi vorbea cu un glas care nu mai era decât un horcăit. Soarele răsăris strălucitor și toată dimineața omul merse, potignindu-se spre vaporul de pe marea scânteitoare. Vremea era minunată. Era scurta vară indiană a latitudinilor înalte. De obicei dura o săptămână. Într-o zi sau două putea să nu mai fie. După amiază, omul descoperi niște urme. Erau ale altui om care nu umblase, ci se târâse de-a bușilea. Astea trebuie să fie urmele lui Bill, se gândi el. Dar gândul acesta nu-i trezi niciun fel de interes. Nu mai avea nici un pic de curiozitate, nu mai gândea și nu mai simțea nimic, nici măcar durerea nu mai simțea. Stomacul și nervii îi amorțiseră și totuși viața care îi mai pâlpea în trup îl mâna mereu mai departe. Era din cale afară de ostenit, dar viața refuza să se stingă în el. Și numai pentru simplul fapt că viața refuza să se stingă în continua să mănânce cu încăpățânare boabe de mușchi și peștișori, să bea apă caldă și să urmărească atent mișcările lupului bolnav. Mergând pe urmele omului care se târâse, în curând ajunse la capătul lor. Câteva oase proaspătroase zăceau pe mușchiul jilav, plin de urme de lupi. Văzu o tașcă din piele de elan, la fel cu al lui, sfușiată de colți ascuțiți. O ridică, deși era mult prea grea pentru degetele lui slabe. Bill o purtase până la sfârșit. Ha, ha, până la urmă tot el a ieșit mai bine. Va supraviețui și va duce tașca pe vaporul de pe marea strălucitoare. Veselia lui era stridentă și înfricoșătoare, ca un croncănit de corb, iar lupul bolnavul îl acompania, urlând lugubru. <sus> Omul încetă deodată să râdă. Cum îl răbda inima să râdă, dacă acele oase, atât de trandafiri și curate, erau ale unui tovară și al său, ale lui Bill? se întoarse. Ei bine, Bill îl părăsise, dar el nu o să ia aurul și nici nu o să-i sugă oasele. Tărându-se mai departe, se gândi că Bill ar fi fost în stare de așa ceva dacă ar fi fost în locul lui. Ajunse la o copcă de apă. Când se aplecă deasupra, să vadă dacă nu găsește în ea vreun peștișor, își întoarse deodată capul, ca lovit de ceva, își zărise chipul oglindit în oglindă. Era atât de groaznic încât sensibilitatea lui se trezi unde ajuns ca să se simtă zguduit. În băltoacă se aflau trei peștișori, dar băltoaca era prea mare pentru a putea fi golită și, după câteva încercări nereușite de a-i prinde în găleata de cositor, se lăsă pe gubaș. Se temea să nu cadă de oboseală și să se înnece. Tot din pricina asta nici nu se încumetase să pornească pe râu călare pe unul din numeroși bușteni care se vedeau pe limbile de nisip. În ziua aceea, micșoră cu încă trei mile distanța dintre el și vapor. A doua zi, numai cu două mile, pentru că acum se târa, așa cum se târâse și bil. La sfârșitul celei de-a cincea zi, mai avea până la vapor încă șapte mile dar el nu era în stare să meargă nici măcar o milă pe zi. Vara indiană dăinuia, iar el continua să se tărască, pierzându-și din când în când cunoștința. Lupul bolnav tușa și gâfuia mereu la călcâile lui. Genunchii se făcuseră o carne vie, ca și picioarele, și cu toate că învelise cu partea din spate a cămășii, lăsa în urma lui, pe mușchi și pe pietre, o dâră roșie. Odată, privind peste umăr, văzu cum lupul lingea cu lăcomie dâra de sânge și-și întrezări limpede sfârșitul care l-aștepta, dacă nu va reuși să-l doboare pe lup. Începu atunci cea mai cumplită tragedie a existenței jucată vreodată pe pământ. Un om bolnav care mergea de-a de un lup bolnav care șchioapătă două ființe care își prin pustietate scheletele muribunde și care își vânează una alteia viața. Să fi fost măcar un lup sănătos, dar gândul că va hrăni stomacul acelei mortăciuni respingătoare îl îngrețoșa. Se cutremură. Mintea începuse iar să o ia rasna și să fie bântuită de vedenii, iar intervalele lucide se răreau și deveneau tot mai scurte. Odată, trezindu-se dintr-un leșin, auzi un horcăit chiar lângă urechea lui. Lupul se trase cu greu înapoi, clătinându-se pe picioare de slăbiciune. Era o priveliște caragioasă, dar câtuși de puțin amuzantă. Și nici teamă nu-i mai era. Nu mai simțea nimic. În schimb, mintea-i rămăsese trează. Începu să chipzuiască. Până la vapor, nu mai avea mai mult decât vreo patru mile. Îl putea vedea destul de limpede când își freca ochii, alungând din ei negura. Zărea pânza alba unei corăbii care spinteca apa mării strălucitoare. Dar nu va putea să străbată târâș aceste patru mile. Știa asta și totuși era foarte calm. Știa că nu se poate târâ nici măcar o jumătate de milă. Și cu toate astea, voia să se târască. Ar fi fost absurd să moară după tot ce îndurase. Soarta cerea prea mult de la el. Muribundul refuza să moară. Era acurată nebunie, poate, dar chiar în ghearele morții sfida moartea și refuza să moară. Închise ochii și căută să-și adune puterile cu o deosebită băgare de seamă. Se din răsputeri se înfrângă toropeala, care îl năpădea ca un val, Toropeala asta mortală semăna cu fluxul mării și creștea mereu, înecându-i treptat, treptat conștiința. Uneori nu-și mai dădea seama de nimic. Înnota prin apele tulburi ale uitării, cu mișcări nesigure și din nou, printr-o stranie alchimia sufletului, descoperea un alt dram de voință și iarăși începea să meargă cu puteri sporite. În timp ce zăcea așa pe spate, nemișcat, Deodată auzi cum se apropie încet, dar tot mai mult, o răsuflare horcăită a lupului bolnav. O auzi din ce în ce mai aproape, o vreme care îi se păru fără sfârșit, dar rămase nemișcat. Acum era lângă urechea lui. Limba aspră și uscată îi răzui odată obrazul. Întinse mâinile, sau cel puțin voi să le întindă, Degetele erau încovoiate ca niște ghiare. Încercă să apuce cu ele, dar i se închiseră în gol, neputincioase. Iuțeala și precizia necesită forță, iar omul nu avea. Răbdarea lupului avea ceva înfricoșător, dar nici răbdarea omului nu era mai puțin înfricoșătoare jumătate de ziză cu nemișcat, luptându-se cu toropeala și pândind animalul care voia să-l doboare și pe care, la rândul său, de-abia aștepta să-l mănânce. Uneori simțea o sfârșală în trup și atunci începea să viseze, dar mereu, treaz sau visând, aștepta răsuflarea horcăită și senzația aspră a limbii de lup. La un moment dat nu mai auzi răsuflarea și se trezi lin dintr-un vis, simțind limba pe mâna lui. Așteptă. Colții apăsau moale, apăsarea spori. Lupul își încorda cele din urmă puteri, străduindu-se să-și înfigă dinții în prada pe care o aștepta de atâta vreme. Dar omul așteptase de ajuns la rândui. Mâna lui rănită se încleștă pe falca fiarei. Încet, în timp ce lupul se zbătea neputincios și mâna omului îi apăsa fără vlagă gâtul, cealaltă mână se furișă cu aceeași încetineală și strânse. Cinci minute mai târziu omul se afla deasupra lupului, dar mâinile n-aveau destulă putere ca să sugrume lupul. Disperat, omul își apăsă fața pe gâtălejul fiarei, cu gura umplută toată de păr. După o jumătate de ceas, omul simți în gâtlej un pic cald. Era neplăcut, ca și cum o bucată de plumb topit i-ar fi fost turnată cu sila în stomac. Câteva clipe mai târziu, omul se răsturnă pe spate și a dormit. <fie> Pe bordul balenierei Bedford se aflau câțiva membri ai unei expediții științifice. De pe punte ei zăriră o arătare stranie, care se mișca în josul plajei, spre țărm. Neputând să-și dea seama ce poate fi și cum erau oameni de știință, se urcară în șalupa de lângă balenieră și se îndreptară spre mal, să vadă despre ce era vorba. Își dădură seama că era o ființă vie dar ființa aceea cu greu putea fi socotită om. Era oarbă, inconștientă și se târa pe pământ ca un vierme monstruos. În cea mai mare parte, eforturile sale erau inutile, dar stăruia cu o încăpățânare nebunească în voința de a se mișca și se târa mereu, înaintând poate cu 20 de picioare pe oră. Peste trei săptămâni, omul ședea tolănit pe un pat de pe bordul balenierei Bedford și, cu lacrimi și roin pe obrajii lui scofâlciți, povestea cine este și câte pătimise. De asemenea, bolborosea vorbe fără șir despre mama lui, despre însorita California de sud și despre o casă pierdută printre flori și ramuri de portocali. Nu trecuseră multe zile și omul se așeză la masă cu oamenii de știință și cu ofițerii vasului. Se uita cu ochii holbați la belșugul acela de mâncare, la bucatele care dispăreau în gurile comesenilor. La fiecare dumicat, ochii se negurau de o adâncă părere de rău. Al minter era întreg la minte, dar la ceasul mesei îi ura pe oamenii aceștia. Era obsedat de teama că hrana nu va ajunge și mereu se interesa de rezervele de alimente, la bucătar, la matelotul de punte, la capitan. Aceștia îl asigurară de nenumărate ori că existau suficiente stocuri. Dar el nu-i credea și, din când în când, mai dădea câte o raită pe la magazie să vadă cu ochii lui alimentele. Curând băgară de seamă că omul începuse să se îngrașe. Pe zi ce trecea, prindea din ce în ce mai multe puteri. Oamenii de știință scuturau din cap și făceau tot felul de presupuneri. Îi limitară porțiile, dar degeaba talia lui se îngroșa și cămașa abia îi mai cuprindea trupul. Marinarii zâmbeau. Ei știau pricina, o aflară curând și oamenii de știință, când îl puseră sub supraveghere. Putură astfel să vadă cum, după gustarea de dimineață, omul ieșea afară și, cu palma întinsă ca un cerșetor, acosta câte un marinar. Marinarul zâmbea și îi strecura câte o bucățică de biscuit marinăresc. El o înhăța cu lăcomie, se uita la ea cum se uită avarul la aur și o punea în sân sub cămașă și așa proceda cu mai toți marinarii. Discreți oamenii de știință îl lăsar în pace, dar pe ascuns îi cerceta răpatul. Era plin de biscuiți, până și salteaua. Nu exista unghier sau crăpătură în care să nu fi îndesat biscuiți. Cu toate astea, omul era în toate mințile. Pasămite lua măsuri de prevedere pentru o eventuală foamete. Asta era tot. Oamenii de știință spuneau că avea să se vindece. Și chiar așa se și întâmplă, cu mult înainte ca vasul Belfort să-și fi aruncat cu un huruit greu ancora în golful San Francisco.